Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură reamintește că termenul limită pentru depunerea cererilor de subvenții în avans pentru proiecte de îmbunătățire funciare, ameliorarea și protecția solului este 30 octombrie 2024. Subvențiile sunt destinate susținerii investițiilor care contribuie la prevenirea croziunii solului, ameliorarea chimică a solurilor și conservarea fertilității acestora. Conform criteriilor de eligibilitate, solicitanții subvențiilor pot fi persoane fizice sau juridice, precum și unități administrativ-teritoriale de nivelul 1 care dețin terenuri în proprietate, posesie sau folosință, înregistrate conform legislației în vigoare și unde proiectul va fi implementat într-o unitate administrativ-teritorială din același nivel. Suportul oferit de stat acoperă 80% din valoarea proiectului eligibil, fără a depăși suma de 800.000 de lei. Plățile pentru subvenții vor fi acordate în două tranșe, prima tranșă reprezentând 70% din valoarea subvenției, ce va fi achitată după beneficiarul reprezintă dovezile unei cofinanțări de cel puțin 20% din valoarea proiectului investițional. A doua tranșă de 30% din valoarea subvenției va fi acordată pe baza unei cereri de debusare odată cu darea de în exploatare a investițiilor și prezentarea documentelor justificate. Solicitanții trebuie să depună dosarul la direcțiile teritoriale ale AIPA. Documentația necesară este disponibilă pe site-ul AIPA în secțiunea Subvenții în avans, îmbunătățiri funciare 2024.